ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Zilele culturii Călin în scenă la Onești. Ziua eroilor prin traversă de ploaie. O nouă ediție a festivalului istoric la Târgu Ocna. A căzut cortina peste o nouă ediție a Zilelor Culturii Călineștiene 2024. Ce s-a desfășurat la Onești? Este vorba de ediția 52. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Onești, de Fundația Națională George Călinescu și de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Manifestările s-au desfășurat în perioada 14-15 iunie. Evenimentul a reluat seria colovilor anuale după o pauză impusă de pandemie, dar și de mulți alți factori. Vineri 14 iunie, de la ora 10 la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, a avut loc ștafeta cărților cu scriitori și critici literari de prestigiu din București, Iași și Bacău și tot vineri, 14 iunie, de la ora 17, a avut loc deschiderea oficială a manifestărilor în aula Bibliotecii Radu Rosetti. După salutul primăriei Onești, au vorbit profesor dr. Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu și onostenie directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Bună seara și bine ați venit la cea de-a 52-a ediție a Zilelor Culturii Călineștiene. Primăria Municipiului Onești, alături de Consiliul Local, a reușit să asigure continuitatea acestor manifestări. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor, Biblioteca Municipală la Velosete din Onești, Fundației Naționale George Călinescu și să vă urez o experiență culturală de neuitat. Mulțumesc! Era și important să fiți prezenți, mai ales că ne era dor de acest eveniment unic și cunoscut la nivel național, Zilele Culturii Călineștiene, o manifestare anuală de rezonanță națională, care din 1969 și până în prezent a reunit la Onești reprezentanți de frunte ai științei, artelor și literaturii românești. Un fenomen unic în cultura română contemporană, o longevitate care exprimă voința și puterea de creație a oamenilor acestor locuri. Ediția din acest an, a 52-a, este importantă prin conținut și anvergură, mai ales că începând din acest an se desfășoară în spațiile proaspăt modernizate și digitalizate ale bibliotecii. Biblioteca Municipală Radu Rosetti în ultimii 20 de ani a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradițională, caracterizată prin organizarea spațială, colecții și împrumut de publicații la domiciliu și prin săli de lectură la nivelul de centru cultural zonal sau hub cultural, în care pe lângă serviciile tradiționale se adaugă acele servicii ce au la bază tehnologia informației și comunicațiilor, serviciile de informare și folosirea bibliotecii de la distanță, dar și realizarea numeroase evenimente culturale și artistice pentru comunitatea din Onești și nu numai. Iată, Zilele Culturii Călineștiene, din nou la Onești, din nou la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Vă mulțumesc! S-a acordat un premiu pentru întreaga carieră a poetului, profesorului și promotorului cultural Constantin TH Ciobanu, care a înființat Fundația George Călinescu și care a poziționat Oneștiul în fruntea listei de evenimente culturale din România. Am pus o scrisoare de mulțumire a Isidora Călinescu, adresată domnului profesor Ciobanu. Mi s-a părut cel mai bine de a încheia această prezentare. Vă scriu dumneavoastră înțelegând că că se adresează astfel întregului colectiv de intelectuali și este un semn de mulțumire. Și pentru a vedea curiozitatea, rigoarea domnului profesor, am pus la final aici o imagine. Fiindcă absolut nimic nu s-a pierdut. O imagine unui plic în care scria Alice Vera Călinescu pentru premiul pe 1983. Este plicul păstrat, încă se păstrează, pentru a vedea cât de metodic, da? Absolut nimic nu s-a pierdut. Arhiva este fantastică, sute de fotografii. Eu am selectat doar câteva și vă mulțumesc. Se numește, dacă v-ați uitat un program, dacă ați uitat un program, cine este CTH Ciobanu?
gravistă, ca să spun așa. Evident că cele ce urmează sunt, în primul rând, afirmații subiective. Adică cele mai sincere și ceea ce poate fi mai real, mai adevărat. O afirmație subiectivă. Pentru că îmi aparține sau ne aparține aceste afirmații. Portretul omului ce te-a Cioban poate fi făcut numărați în N variant cei prezenți aici, plus alte N ori 1000 de variante. Există tot atâția ce te-a Cioban, câți oameni l-au cunoscut, câți oameni au aflat despre existența domniei sale, despre opera domniei sale. Eu vă voi face un scurt, sper, portret, prin ceea ce a însemnat și înseamnă în continuare domnia sa pentru mine. În primul rând, este momentul 1993, când domnia sa a binevoit să mă invite să fac parte din această minunată experiență, numită Fundația Națională G. Alinescu. Au urmat, faceți dumneavoastră să o putea, câțiva ani în care am colaborat în mult spus, era pretențios spus, în care am încercat să învăț câte ceva din ceea ce cu generozitate domnia sa ne-a lăsat pe noi toți din jurul său să învățăm. Portretul domniei sale poate fi început, dacă ați intrat, aici pe scări, în față de dreapta, vedeți un panou, mai multe panouri cu personalități, cu fotografii ale unor personalități care au călcat pragul fundației noastre și zilelor de lucru. Fiecare dintre aceste tipuri, plus foarte multe altele, sunt ce de așa. Oameni, personalități, opere pe care le-am cunoscut sau la care am avut acces prin domnia sa. Grație domniei sale. Domnul profesor, scriitor, editor, mentorul cultural C.T.H. Ciobanu este simultan și ordinea este totalmente doar Mihai Șora, Mircea Cărterescu, Ion Groșan și mă opresc, pentru că ar trebui să stăm aici ore, să facem pomenice cu nume. Pentru mine este important faptul că am respirat aerul acesta de aici, pe care respirau și oameni care făceau altceva decât să viețuiască. Ei scriau și scriu, chitează, fac muzică. Aici l-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul. L-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul, interpretat la vioară de Șerban Lupu, Dumnezeu să-l ierte, a dispărut în august anul trecut. G. Călinescu, compozitor. Toate acestea s-au putut întâmpla în preajma domnului C.T.H. Cioban. Folosesc cu obstinație această semnătură, pentru că este semnătura domniei sale. Așa semnează scriitorul pe care noi îl știm sub numele de Constantin C.T.H. Cioban. La fel cum a semnat o paralelă Călinescu. G. Călinescu. Pentru că așa e numărul lui. Pentru că el îl chema Gheorghe Vărbu. Așa că de aceea ne chemăm noi Fundația Națională G. Călinescu, respectând voința autorului. Și voi încheia cu o mărturisire și în cerătare, sper să nu se supere pe mine. Domnul profesor C.T.H. Cioban, când a dispărut în 1965 Tirilul Critic, domnia sa, tânărul profesor de atunci, a simțit pierderea ca pe una a unui tată. Asta n-am semnat niciodată
ca aici, aici, în acest spațiu virtual numit Zilele Călinescu, s-ar fi făcut un cult, s-ar fi creat un cult al personalității. Spiritul Călinescu, omul cu defecte, cu talente, cu orice, Spiritul Călinescu era altul. Era și este să trăiască în libertate. Așa, chiar dacă vi se pare ciudat, vom avea foarte curând, este deja pe acolo, pe ecran, poate v-ați întrebat cine este Maria. Pe ecran va apărea în legătură cu noi domnul Nicolae Micu, Călinescu, profesor universitar, care a mai fost aici, bineînțeles, și ne-a bucurat cu spusele domnului sale. Despre libertatea lui Călinescu va vorbi și dumneavoastră, dar n-am să vă fac eu acum un spoiler. Știți, probabil mai bine decât mine, că a editat opera lui Călinescu și cele patru romane ale domniei sale, mai ales Chietul Galină și Sfântul Negru, au apărut sub îngrijirea domnului Nicolae Micu în variante originale. Călinescu a fost cenzurat. Și s-a și autocenzurat, dar deja sunt prea multe. Asta vedeți. Așa cum Jack Călinescu a fost un mentor, un spiritul său pentru domnul C.P.H. Șoban, păstrând proporțiile și umilindu-mă pe mine într-un sens bun. Voi spune că domnia asta, C.P.H. Șoban, a cărui laudație o voi încheia aici, este unul dintre scriitorii care m-au influențat și nu mi-a fost profesor. Sunteți aici fericiți, elevi de domnii sale. În schimb, în acești mulți ani, din 93 în pace, mi-a oferit direcții de gândire liberă. M-a convins să acordăm împreună prețuire valorilor fundamentale ale artei. Libertatea, primatul esteticului și voluntarul. Tot în prima zi s-a marcat împlinirea 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu prin alocuțiune profesorul universitar dr. Nicolae Micu, profesorul universitar dr. Lucian Chișu, directorul Institutului George Călinescu din București, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă și cercetător științific Angelica Helena Marinescu. Profesor dr. Bogdan Romandaș a prezentat un scurt istoric al zilelor culturii călineștiene. Evenimentul s-a continuat cu vernizajul expoziției In Memoriam Vlad Ciobanu, organizată de sculptorii Ion Ciobanu și Alexandru Ciobanu. Apoi evenimentul a continuat cu un concert cameral de vioară și pian, susținut de Raluca Dobre și Edith Arva. Sâmbătă 15 iunie de la ora 10, în aula Bibliotecii Municipale Radu Roseti, s-a desfășurat colocviul cu tema Călinescu recitit, continuând cu tradiționalul eveniment Poetul în cetate, iar manifestările s-au încheiat cu o provocare a publicului pentru a se marca comemorarea 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Anul acesta, Ziua Eroilor a fost sărbătorită prin traverse de ploaie. La Onești, manifestările au început încă de la primele ore ale dimineții. Cu toate că vremea a fost una ploioasă, un mare număr de participanți au asistat la ceremonia de comemorare a eroilor. Hristos s-a înălțat! Comemorăm astăzi Ziua Eroilor, eroi care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi liber și în demnitate. Nu ne rămâne decât să nu-i uităm, să-i cinstim și să ne rugăm la Dumnezeu pentru sufletele lor. Dumnezeu să ierte! Un public numeros format din echipele de conducere ale administrațiilor publice locale, directori ai principalelor instituții de învățământ, au fost prezenți la ceremoniile de celebrare a eroilor de la Târgu Ocna, Dofteana, Dărmănești și Comănești. Lumea războinicilor și cuceritorilor a prins viață la Festivalul de Istorie Antică de la Utidava Târgu Ocna. Într-un spectacol unic desfășurat pe parcursul a două zile, sâmbătă 15 iunie și duminică 16 iunie, în Parcul Măgura din Târgu Ocna, spectatorii au avut parte de o adevărată transportare în timp pentru a trăi realitățile unei lumi pline de războinici și cuceritori. Festivalul de Istorie Antică a oferit o experiență fascinantă, aducând la viață perioada carpilor liberi și antichitatea romană într-o reconstituire
istorică de excepție. Evenimentul a avut confruntări spectaculoase, având în centrul lor Legiunea 6-a Ferată, legiune romană, renumită pentru curajul și disciplina sa militară, într-un scenariu demn de filme epice. Legiunea 6-a Ferată a încercat să cucerească Carpii Liberi în cadrul unui plan ambițios de expansiune asupra teritoriilor dace. Momentul inedit de anul acesta a fost cel în cadrul căruia legionarii romani au atacat tabăra dacilor și au răpit femeile și copiii. Interacțiunea cu publicul care a licitat pentru eliberarea carpilor a fost una de excepție. De-a lungul festivalului, vizitatorii au urmărit bătălii intense, au avut posibilitatea să cunoască strategiile militare ale romanilor și carpilor liberi, dar și să interacționeze cu reenactorii dedicați care au adus în prim plan detaliile vieții cotidiene din acea perioadă. Participanții au explorat taberele militare, au asistat la demonstrații de lupte și au descoperit meșteșugurile tradiționale antice. Festivalul de istorie antică a fost un eveniment destinat întregii familii, oferind activități și ateliere pentru toate vârstele. Copiii au participat la jocuri inspirate din antichitate, au învățat despre echipamentele de luptă și au descoperit din secretele vieții de soldat roman. Compania aeriană 100% românească Danair s-a înscris recent în registrul IOS, ceea ce atestă faptul că operatorul aerian se aliniază celor mai înalte standarde internaționale privind siguranța în aviație. Înregistrarea a fost obținută în urma unui control audit condus de specialiștii IAT, care a făcut o evaluare complexă a tuturor operațiunilor companiei. România are doar 4 companii înscrise în acest registru global. Înscrierea în registrul IOS obținută de Danair este valabilă până pe 17 noiembrie 2025. Iar auditul se va relua la fiecare 2 ani. Timp de 2 decenii, IOS a contribuit la îmbunătățirea performanțelor companiilor aeriene din punct de vedere al siguranței, sporind totodată și eficiența din punct de vedere al costurilor pentru toți operatorii care au decis să se înscrie în acest registru. Pentru a putea obține înscrierea în registrul IOS, compania aeriană Danair a trebuit să treacă de auditul făcut de specialiștii IATA, care au analizat activitatea 7 departamente din cadrul companiei. Încă de la înființare, compania a pus pe primul loc siguranța, astfel că toate eforturile noastre au fost concentrate pentru atingerea acestui obiectiv. Când vorbim de siguranță în aviație, vorbim despre operațiuni făcute riguros, vorbim despre recrutarea unor profesioniști cu vaste experiențe în domenii cheie și despre verificarea constantă din punct de vedere tehnic aeronavelor. Obținerea acestei certificări a presupus un efort de durată din partea tuturor departamentelor companiei Danair și le mulțumim tuturor celor implicați. Este încă o dovadă în plus pentru că pasagerii pot să zboare în siguranță către destinațiile favorite alături de noi. Matt Ian David, CEO-ul Danair. Carrefour România a inaugurat oficial primul hipermarket din Bacău în cadrul centrului comercial Supernova. Ca urmare a integrării magazinelor Cora de format mare în universul Carrefour, rețeaua de hipermarketuri a retailerului ajunge la 57 de magazine deschise la nivel național, unul dintre acestea fiind remodelat și rebranduit în municipiul Bacău. La eveniment au fost primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, dar și ministrul mediului Mircea Feche. Și să știți că nu știu cât sunt eu de bucuros, soția mea sigur este. Pentru că este unul dintre clienții cei mai fidelii din această zonă. Pentru faptul că eu locuiesc în cartier, în acest cartier. Iar la mine a face cumpărături din această zonă e obișnuință. Lăsând deoparte gluma, dar cu sâmburi de adevăr, contează tare mult faptul că dumneavoastră promovați producătorii locali. Este extrem de important, atât pentru economia județului, cât și pentru economia municipiului, faptul că avem producători locali în magazinele noastre și vă garantăm și faptul că sunt de o calitate superioară. Și produsele care se vor vinde în magazinul noastră, sunt convins că veți vedea la un an de activitate ce apreciate vor fi, tocmai pentru faptul că va exista un punct de desfacere, un punct de vânzare a produselor locale din Bacău, a unui brand din Bacău, și îl felicit aici pe domnul președinte Agricola Internațional, care a reușit să ducă dincolo de granițele naționale, în doar județene, a brandului Agricola. Iar faptul că în Bacău vine investitor de talia noastră, e un semn foarte bun pentru noi, în administrația locală. Și mai e un aspect care pentru noi este extrem de important, crearea de locuri de muncă. Cred că ușor, ușor, Bacău poate deveni un magnet, un magnet pentru investitorii și cei din interiorul județului Bacău și cei din afara Bacăului,
să vadă ce oportunități în Bacău și faptul că dumneavoastră ați venit aici, pentru noi reprezintă un semnal foarte bun. Din partea Consiliului Județean, veți avea, ca întotdeauna, o colaborare deschisă, onestă și transparentă. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Vă salut, nu neapărat în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, ci în calitate de băcăuan și de vecin aici, în apropiere. Stau și mai aproape de Carrefour, mai nou decât stă domnul Ivancea. Și trebuie să vă mărturisesc că am o mică îngrijorare, pentru că nu sunt convins că voi mai găsi atât de repede la raft, odată cu rebranduirea magazinelor, toate produsele pe care mi le pune soția în listă, însă cu aplicația despre care ați vorbit mai devreme s-ar putea să mă descurc mai ușor. Lăsând gluma la o parte, n-am să mă refer și eu la producătorii locali, despre care trebuie să admit că, în general, se vorbește mult și poate că ar trebui să facem mai puțin. În județul Bacău am întâlnit extrem de mulți producători locali de diferite produse, legumicultori. Chiar ieri discutam cu cei din zona Pâncești, din zona Dieneț, niște oameni extrem de muncitori care cred eu că ar putea, fără îndoială, să colaboreze și cu marii comercianți din Bacău, cu marii retaileri, și sper să reușim să avem în viitor astfel de produs, astfel de colaborări. În ceea ce privește eficiența energetică a magazinului și modul în care ați înțeles că împreună putem face România mai curată prin sistemul garanție-returnare, nu pot decât să vă mulțumesc. Alături de Carrefour România am avut primele discuții despre SGR în cadrul conferințelor organizate fie la Minister, fie la Camera de Comerț și Industrie franceză. Am simțit mereu că mă pot baza pe niște parteneri serioși precum Carrefour România și din acest punct de vedere țin să vă transmit astăzi aprecierea mea. Sper să deschideți cât mai multe magazine și aici, în județul Bacău, la fel cum sper să constatăm împreună că și micii producători, și cei tradiționali, și cei locali vor putea să beneficieze de oportunitățile pe care dumneavoastră să le puneți la dispoziție. Mulțumesc frumos! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 18 iunie. Vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Pe seară, izolat, pot să apară scurte averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Miercuri, 19 iunie. Vremea se menține foarte caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.